ultimă ședință ordinară. Primarul Comunei Buci, un județ Bacău. Întâlnire după articolul 39, alineatul 1, articolul 64, alineatul 1 și articolul 105, alineatul 1, litera A, din legea numărul 205/2001, privind administrația publică locală, e publicată cu modificările și completările ulterioare dispune. La articolul 1, alineatul 1. Se convoacă Consiliul Local Buciu în ședință ordinară în data de 28 noiembrie 2016, orele 12, la sediul Primăriei Comunei Buciu. Ordinea de zi este următoarea. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Buciu de trimestrul 4 la anul 2016, inițiator primarul Buciu. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local Buciu, numărul 30/3009/2009, referitoare la aprobarea modificării și publicării inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Buciu, județul Bacău, inițiator primarul Comunei Buciu. 3. Proiectul de hotărâre privind modificarea unor poziții din inventarul bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Bucium, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 4. Diverse. Domnul președinte, cine este? Diacon. Domnul Diacon. Domnul profesor, luați-vă în serios. Dar eu am ținut odată, fraților. Ai fost că atunci mai bătrân. Ai fost bătrân, acum ești tânăr. Ai îndeplinit o condiție. Nu punem la vot ordinea de zi prezentată de domnul primar. Cine este pentru, mâna sus? Abține, împotrivă. Mergem mai departe și intrăm cu cuvântul domnului primar. Da, exact. Supunem la vot procesul verbal din ședința anterioară, din 30, parcă? 18. Da. Cine este pentru, mâna sus? Este cineva împotrivă? Deci o abținere, dăm drumul mai departe. Da, dăm drumul la următorul, la primul punct, de fapt, prezentat de inițiat și prezentat de domnul primar al Comunei Bucium. Vă rog, domnul primar, aveți... Raport privind inițierea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Bucium pentru trimestrul 4 anul 2016, 11 și 18. Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre pe care îl supunem astăzi dezbaterii dumneavoastră este primul proiect de rectificare a bugetului local din anul 2016. Această rectificare a fost determinată de constatarea suplimentării veniturilor colectate la bugetul local cu sume provenind de la partea de venituri din impozitul pe terenul de la persoanele fizice, impozitul și taxa pe teren provenind de la persoane juridice, sume provenite din finanțarea secțiunii de dezvoltare din anii precedenți. Astfel, suma totală ce privește rectificarea este de 88.000 lei, aceasta a fost repartizată la partea de cheltuieli după cum urmează. La secțiunea de funcționare, 12.000 lei pentru contribuția Consiliului Local Bucium la cheltuielile pentru protecția copilului pentru lunile noiembrie și decembrie 2016. 17.50.000 lei pentru plata de contribuții la bugetul de stat pentru salariile cadrelor didactice. Această sumă asigură acoperirea acestor cheltuieli pentru luna octombrie, întrucât nu au mai fost alocate sume din TVA. 22.50.000 lei pentru lucrările de dezăpezire ale drumurilor din comună până la sfârșitul anului 2016, în cazul în care va fi necesar. La secțiunea de dezvoltare, 36.000 lei pentru întocmirea unei documentații, memorii justificativ pentru dotarea Căminului Cultural Buciu. Aceasta este propunerea din cuprinsul proiectului de hotărâre pe care rog să-l aprobați. Aici s-au mai colectat niște sume. La contribuția pentru protecția copilului suntem obligați că trebuie să ne achităm prin legi. Din coace la cadrele didactice nu le-au ajuns suma, dăm de la noi și pe urmă ne o recuperăm. Asta e, nu ne-am adus niște sume la școală, s-ar putea până la sfârșitul anului să se egalizeze. Din coace la dezăpezire am prins 22.50.000 lei pentru dacă vine alegerile, zăpadă, decembrie, dacă este, se plătește, nu este, banii rămân. Pentru ianuarie, februarie sau ce mai avem. Dar 36.000 de lei, memoriu justificativ pentru dotare cămin. Deci, consultantului o plată să ne facă documentații, tot ce trebuie pentru a depune pe un program dotare cămin cultural Buciu. Asta este primul punct. Domnul președinte. Da. Mulțumim frumos. Dăm cuvântul doamnei șefului, doamna președinte, domnul de la economic, dar domnul Tudor. Comisia bugetară. De la Comisia Bugetară. Dacă sunt probleme, poftiți, domnul Florin. Proiectul de hotărâre a fost discutat în cadrul Comisiei. Nu s-au ridicat probleme, nu s-au intervenit cu alte lucruri unde ar trebui să meargă acești bani. Domnul primar considerăm că s-a orientat bine pentru cheltuirea acestor bani. Dacă vor mai rămâne la sfârșitul anului sau spre sfârșitul anului, asta nu este un lucru rău, dar nu cred că ar trebui să rămână, că sumele sunt destul de mici. Da? Comisia este de acord, aveți favorabil. Da. Supunem la vot acest punct prezentat de domnul primar. Cine este pentru, mâna sus? Împotrivă cineva? Nimeni? Deci, trecem la următorul punct. Îi dăm cuvântul domnului primar. Raport privind inițierea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local Buci nr. 30 din 30/09/2009 referitoare la aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Buci, județul Bacău. Doamne și domnilor consilieri, având în vedere solicitarea formulată de instituția noastră pentru intabularea în cartea funciară a suprafeței de teren din satul Răcăuți-Conț, unde urmează a se face stația de epurare, respectiva suprafeței de teren din satul Buci, în punctul Cursa, unde urmează a fi amplasat rezervorul de 200 m3 pentru obiectivul de investiții în finanțare alimentare cu apă în comuna Buci și rețea de canalizare, precum și faptul că aceasta a fost respinsă. Conform încheierii de respingere numărul 33.417 din dosarul numărul 33.417 din 26/10/2016 a Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Onești, cu privire la înregistrarea în carte funciară a terenului în suprafață de 1.600 m2, neagricol situat în punctul Conț, sat Răcăuți, pe motivul că aceasta nu are categoria de folosință de neagricol, așa cum a fost înscris în hotărârea Consiliului Local numărul 30 din 30/09/2009. Conform încheierii de respingere numărul 30.798 din dosarul numărul 30.798 din 27/09/2016 a Biroului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Onești, cu privire la înregistrarea în cartea funciară a terenului din suprafață de 1.600 m2 neagricol situat în punctul Cursa, să aducem pe motivul că aceasta nu are categoria de folosință de neagricol, așa cum a fost înscris în hotărârea Consiliului Local numărul 30 din 30/09/2009. În vederea reformulării unei noi cereri de intabulare în cartea funciară a Comunei Bucium cu privire la cele două suprafețe, propun revenirea la hotărârea Consiliului Local Bucium numărul 30 din 30/09/2009 în sensul modificării corespunzătoare a pozițiilor 92 și 93 din anexa numărul 3 la această hotărâre, astfel actualizându-se și inventarul bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Bucium la pozițiile respective. Aceasta este motivația inițierii proiectului de hotărâre pe care îl supun analize și dezbate în această ședință cu rugămintea de a fi aprobat. Este vorba de o țigane acolo pe pășune. Când am făcut în 2009, am trecut neagricol. N-am știut că vreodată mă întoarce ăștia înapoi că-i pășune. Și când am făcut să intabulez schița de cadastru și să intabulez acei 1.600 de metri pătrați, au zis că au găsit cartea și în hartă scrie pășune. Suntem obligați să modificăm din neagricol în pășune. Și dincolo la Cursa, tot la fel unde vine rezervorul de 200 de metri cub. Același situație în 2009. N-am avut eu să știu că să se trece, că neagricol înseamnă că pășunii, că-i tufăriști, că-i ce-o fie acolo. Neagricol. Nu era un teren ca să, așa am depus atunci, nu e un teren care să... O semana pe el. Din coace la coace să facă închicioare, parte închicioare. Îi spune că-i pășunii. Dar eu ce scrie? Hai, dacă așa au fost prins în baza de date de acum 100 de ani. În baza de date acum a lor. Mulțumim, domnule primar, pentru cuvântul expus și dăm cuvântul doamnei Moldoveanu, președinta sectorului juridic. Mulțumesc. Având în vedere că este vorba despre o modificare, membrii comisiei au studiat proiectul și au fost de acord în unanimitate. Da. Dăm cuvântul, supunem la vot, parcă, nu? Da, da. Se supune la vot. Cine este pentru, mâna sus? Mulțumim. Împotrivă. Nimeni? Da. Următorul punct, domnul primar, aveți cuvântul. Raport privind inițierea proiectului de hotărâre privind modificarea unor poziții din inventarul bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Buci, județul Bacău. Doamnă și domnilor consilieri, urmarea definitivă a lucrărilor planului de amplasament și pentru restul drumurilor locale din satul Răcăuți se impune inventarierea corespunzătoare a acestor imobile. Proiectul de hotărâre a fost inițiat în urmare a notei de fundamentare prezentată de Comisia de Inventariere a bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Buci, ca urmare a constatării unor diferențe de denumire de suprafață în metri pătrați și lungime în metri liniar a drumurilor din satul Răcăuți. Precizez că este vorba de un număr total de 17 drumuri care trebuie modificate corespunzător în inventarul domeniului public s-a propus pe înregistrare a corecta diferența de drumuri la care nu era definitivată, măsurătoarea cadastrală respectiv DL18, DL3, DL6, DL7, DL19, DL4, DL16, DL15, DL10, DL14, DL11, DL8, DL9, DL12, DL17 și DL13. Conform legii numărul 213 pe 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acestea, articolul 7 litera A, dreptul de proprietate publică se dobândește A. Pentru cale naturală, pe cale naturală, iar conform articolul 21 alineatul 1 și 2, inventarul bunurilor care se alcătuiesc domeniul public al unităților administrative teritoriale se întocmește după caz de comisii special constituite, conduse de președinții consiliilor județene, respectiv de primarul general al municipiului București sau de primar. Inventarele întocmite potrivit prevederilor articolului 1 se însușesc după caz de consiliul județene, de Consiliul General al municipiului București sau de consiliul locale. De asemenea, în anexa numărul 3 la acest lege, punctul 1 se precizează. Domeniul public local al comunelor, orașelor și municipiului se alcătuie din următoarele bunuri. 1. Drumurile comunale, vicinale și străzile, conform dispoziției articolului 21 alineatul 1, articolul 36 alineatul 2, litera C, articolul 45 alineatul 6, articolul 20 și articolul 122 din legea nr. 215 de 2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local are competența să hotărască cu privire la subiectul supus analize prin proiectul de hotărâre, iar acțiunea de inventariere este obligatorie și legală. Întrucât în următoarea perioadă dorim să demarăm un proiect pentru obiectivul de investiție, înființarea rețelei de alimentare cu apă și canalizare în comuna Bucium, și este necesară dovada că acest imobil, pe unde urmează a trece rețeaua de canalizare, aparține domeniului public al comunei, rog analizarea și aprobarea proiectului de hotărâre în formă prezentată. Ca și la Bucium, acum am încheiat Răcăuțul cu toate drumurile măsurate cu aparatul, să le întabulăm și le dăm număr cadastral. Înainte erau măsurate cu lanțul, cu pasul, aiurea puse, acum intrăm legal în lege și nu ne aprobă, nu se dă autorizații pentru lucrare dacă nu drumurile sau orice teren nu este întabulat în cartea funciară. Mulțumim frumos, domnule primar. Cu ocazia asta încheiem aproape toate drumurile, ar să mai fină mai târziu alte drumuri noi, prin câmp, unde o să mai avem drumuri locale de, care trebuie trecute în domeniul public. Da. Și să construiești pe o parte și pe alta sau da. Pentru... Da. Mulțumim frumos, domnule primar. Ajunge la taroc. Dăm cuvântul doamnei președinte de la sectorul juridic să ne spună ce are de spus. Mulțumesc. Membrii comisiei au analizat proiectul de hotărâre și au fost de acord în unanimitate. Mulțumesc. Mulțumim. Cine este pentru mâna sus? Cineva împotrivă? Abținere? Nimic. Trecem mai departe la... La diverse. La diverse. La punctul 4. Probleme, dacă aveți... Cine are să se scrie. Iau în considerare. Da. Și dacă domnul Florea le rezolv. Domnul Florea a ridicat mâna sus, este primul. Păi da. Mâna este băda, tu numai tu. Doamna Moldoveanu, locul 2, să vedem locul 3. Cine mai ridică mâna, ne oprim aici? Da. Gata, domnul Florea, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnul președinte. Stimați colegi, în ședința anterioară știți că am ridicat câteva probleme prin care anume, să vă spun, a fost problema iluminatului, problema reparației podului și problema de dirijare a apei către canalizare care au făcut șoseaua Cașină, deci comuna Cașină. Aceste probleme pot să vă spun în fața noastră că au fost rezolvate. Împreună cu domnul primar am fost la, chiar la punctele de lucru. Aici aduc mulțumire în fața frontului domnului primar. Se demonstrează că, într-adevăr, există o bună preocupare pentru această comună. Problema dirijării apei, acolo unde a fost, am ridicat problema, într-adevăr s-a făcut legătura dintre cele două rigole prin traversarea apei, prin canalizare. Deci a traversat apa prin șosea, a dirijat-o către canalizarea orașului. Eu mă declar mulțumit în fața dumneavoastră și domnul președinte. Noi vă mulțumim, domnule Florea. Dăm cuvântul doamnei Moldoveanu. Mulțumesc, eu mai scurtă și la obiect. Vecinii mei vă roagă ca în punctul Isaic-Boboc spre casă, spre mănurița aceea, în punctul acela, dacă puteți să aduceți niște balaste. S-au făcut o groapă cam mărișoară și baltă cam mare și vă roagă dacă se poate rezolva problema. Mulțumesc. Da, ceva la Crăciun strâns. E de Crăciun, poate. De Crăciun am strâns. Ori după Crăciun. atunci. Da? Mai sunt probleme, stimați colegi. Dacă mai sunt, le ridicăm aici. Vă mulțumim frumos. Și cu acesta declarăm închisă ședința pentru ziua de astăzi. Nu mai regăsim una care nu.